Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică BVB, la un nou video, la o nouă analiză. După cum vedeți, bursa nu se desminte deloc. Anul acesta cred că este anul culorii roșii pe Bursa de Valori București. Dar dacă anul trecut a fost verde pe toată linia și unul din cei mai buni ani de la Bursa de Valori București, în acest an se pare că da, s-a inversat, nu verde, ci roșul. M-aș bucura să vedem anul viitor să apară cât mai rapid, așa cum au promis cei de la conducerea bursei, să introducă opțiunile și atunci chiar cu adevărat va fi destul de bine pentru cei care investesc pe opțiuni, astfel încât să câștigăm bani prin scăderea prețului, da? Profitând de scăderea prețului, deocamdată încă nu avem această șansă. În primul și în primul rând, înainte de a începe această analiză, vreau să mulțumesc tuturor abonaților că în această zi am atins cifra frumoasă de 2000 de abonați. Vă mulțumesc pentru încrederea care mi-ați acordat-o atât mie, cât și analizei tehnice. Ușor, ușor acest canal va crește, sau cel acum, dar sunt convins că anul viitor va crește și mai mult, că oricât analiză fundamentală ai face tu la o companie, ai nevoie de analiză tehnică pentru a intra short, pentru a ști când să intre short, pentru a ști cum să minimalizezi pierderea, dacă acolo vom lucra cu SL, pentru a ști cum să maximizezi profitul, da? Și este acolo chiar că ai nevoie 100% de analiză tehnică și atunci sunt convins că acest canal va crește și mai mult anul viitor. Da? Depinde numai și numai de voi. Merg la comentariile voastre de la acest ultim video. Am două monitoare și mulțumesc frumos de cuvintelor frumoase pe care voi mi le spuneți. Alex Lazanu face o treabă extraordinară, reduc cu informații extrem de utile, content foarte calitativ. Adrian Berar, bună dimineața, mulțumesc pentru analize, ne sunt foarte folositoare, mă bucur, dragii mei, puteți să vă rog să faceți o actualizare pe Teraplast și pe Bio. Cum să nu, hai să mergem pe grafic. Avem graficul la american, indicele american SP500. După cum vedeți, am dat short undeva din această zonă, undeva la mijlocul lui septembrie. Prețul mi-a atins acest target, a respins, observați ce acuratețe a preciziei, da, are analiza tehnică. Și de aici chiar a respins astăzi dimineață la ora 9. Da, mă aștept ca prețul să mai urce puțin, să meargă în lateral și apoi să coboare. Același lucru îl observat și pe DAX. Uitați, dragii mei, ce perfect am pus acest target, nu întâmplător l-am pus aici. Da, și prețul a respins din el, va crește, va merge în lateral, zic eu că va mai cădea, aici va fi C-ul. Da, aici am dat la spargerea liniei de trend sau la spargerea acestui linie inferioare, acestui triunghi corectiv. Hai să punem așa și de aici cumva să vedem ce va face prețul. Va face o corecție mică sau va începe să urce, vom vedea. Deci Adrian vrea Teraplast și Bio, hai să mergem la Bio. Astăzi minus 1.05. Graficul de H4. Ce avem noi aici? Ștergem acest lucru. Prețul a trecut. Rămâne în continuare valid acest C.
Numai că vom actualiza puțin graficul, vom pune valul A, valul B, valul C, să vedem dacă prețul va respinge după ce va face acest dublu bottom. Vom vedea dacă va atinge această linie roșie, dacă prețul va trece, voi invalida toată această analiză și voi căuta un alt scenariu. Da, deocamdată așa va fi, da? Deocamdată așteptăm să vedem ce reacție va face prețul în această zonă. Eu mă aștept ca el să vom vedea dacă va urca, pardon, din această zonă sau va sparge, vom pune 3-ul mai încoace. Da, actualizăm și noi. Deocamdată, haideți să vedem dacă așa va fi sau prețul va coborâ. Cât timp prețul este peste această linie roșie, avem ceva speranțe că bio va crește. Evident, chiar dacă va crește puțin, aceasta nu înseamnă că este că trendul descendent s-a finalizat. Avem nevoie de o confirmare a trendului ascendent. Deocamdată nu o avem. Dar va fi un semn bun atât timp cât prețul este peste, repet, această linie roșie. Hai să mergem mai departe. Deci Adrian mai vrea și Teraplast. Azi a scăzut destul de puternic, minus 2,37. Mutăm și noi Z-ul aici, mutăm C-ul aici, mutăm linia de trend aici, foarte simplu. Așteptăm reacția prețului să vedem, da, dacă va trece de această linie. La un moment dat, da, prețul ar trebui să urce, să vedem dacă de aici va coborâ sau va avea o reacție, o mică corecție și va crește. Vom vedea, deocamdată suntem în trend descendent și așteptăm această finalizare care sper că va veni săptămâna viitoare. Deci nu ne uităm la long decât dacă, să spunem, va trece de această linie de trend. Până atunci stăm cu minței și ne uităm cum randamentul negativ în cont crește, da? Și cam atât. Deocamdată așteptăm o întoarcere a prețului. Marius Radu, mulțumim Răducu pentru toată munca. Marius Florea, să trăiești Răducu, mulțumim pentru un update. Niciun bike a uitat nucleare electrică, avea trecut, de oboseală te-a scăpat. Uite, mulțumesc frumos, Marius, asta e chiar că mi-a scăpat. Uite, o facem acum. 2.56 astăzi. Uite, ridicăm și noi săgeata aici. Ia să vorsim noi Fibonacci puțin. Hai să vedem undeva, știu eu, undeva în această zonă. Vom vedea finalizarea valului 4 din punctul meu de vedere. Este, vă aștept la o mică corecție, prețul va urca, dar nu foarte mult. Ia să vedem. Hai să punem aici o zonă. Ștergem Fibonacci că ne cam încurcă. Prelungim acest 3. Da, deci mă aștept ca în zilele următoare prețul să urce, să meargă în lateral și apoi să coboare, să finalizeze acest val 3. Da, acesta deocamdată nu îl punem. După ce prețul va coborâ, vom șterge acest lucru și vom da un target al valului 4. Deocamdată nu suntem în val 4, încă suntem într-un subval 3. Ia să vedem, dacă mergem pe o oră, poate se înțelege mai bine.
O secundă. Să vedem dacă așa va fi sau nu. Punem intermediar. Nu punem mai mic. Punem culoarea verde. Aici punem intermediar, schimbăm culoarea cu culoarea albastră. Da, de-abia aici s-a finalizat sub valul 3 cu albastru, da, sau mai bine zis, sub valul 5 din acest val, sub val 3, da, vom urca, avem aici un ABC. Să sperăm că va fi un pattern simplu și nu complex. Dacă va fi complex, prețul va merge în lateral, va face așa un zigzag pe aici, apoi va coborâ. Vom finaliza un subval 5 albastru din acest mare val 3. Apoi vom urca spre acel 4 portocaliu care nu știu unde a dispărut. Chiar serios s-a dus. A, uite, mamă ce cauți aici. Bun. Dăm înapoi pe grafic. Așa, facem zoom. Haideți să visibility să șterg aici, chiar să pun, de exemplu, graficul sub o oră. Să nu vedem pe graficul de H4, ia să vedem pe daily dacă se vede frumos. Acum, da, îmi place. Da? Deci, observați, așteptăm finalizarea valului C din 4, coborâm, iar urcăm, iar coborâm și mai vedem săptămâna viitoare. De exemplu, dacă acum aveam opțiuni, așteptam finalizarea valului 4 și intram short pe, luam puturi, da? Vândeam puturi, dar așa ne uităm și înghițim în sec. Anul viitor va fi un an foarte bogat financiar, cel puțin pentru cei care cunosc și știu să tranzacționez analiză tehnică, pentru că putem câștiga bani foarte frumoși pe scădere. Așa, ia să vedem. Deci, dragul meu Marius, îmi cer scuze. Iată că mi-am reparat greșeala. Tot Marius vrea un update pe Norofer și pe Arobs. Marcoafa, dacă e cu putință. Marcoafa. Hai la Norofer, sau hai să mergem, că eram aproape pe aici, nu? La Arobs. Minus 4,54 astăzi. Ce avem noi aici? S-a invalidat scenariul cu verde, nicio problemă. Am spus-o de sute și mii de ori. Întotdeauna în bursă trebuie să, cel puțin din punct de vedere al analizei tehnice, da, mereu trebuie să ai un scenariu la îndemână. Mereu am asociat bursa cu un jocul de șah. Poate pentru că când eram tinerel am jucat și eu șah. Nu la nivel de performanță, dar am studiat pe toți marii campioni mondiali de șah, Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Bobby Fischer, da, marele maestru internațional Florin Gheorghiu, Elisabeta Polichroniade, asta de-ai noștri. Da, și întotdeauna acolo am învățat că ei calculau cum să zic, mișcările adversarului cu cel puțin 4-5 mutări. Deci la fiecare mutare adversarului pe care ei credeau că o vor face, eu calcula cu 4-5 mutări înainte. Vă dați seama ce memorie putea să aibă să facă scenariul la fiecare potențială mișcare a... Dar de, erau campion mondial, nu? Acest B putem să-l etichetăm în acest fel. Hai să coborâm gradul. Așa, da, hai să punem o culoare mai vie, mai luminoasă. Îmi place mult acest ciclam. A, B, C, B. Aici ar veni. Ștergem această linie și aici, haideți să mai dăm o șansă cât de mică acestei companii
să vedem dacă va trece sub această linie. Dacă va trece, vom vedea un alt scenariu. Oricum, nu recomand sub nicio formă acum să cumpărați. Observați, suntem într-un trend complet descendent. Eu, în general, nu recomand nici măcar DCA-ul, cu atât mai mult acum, într-o vreme de criză în care suntem, dintr-un simplu mare motiv, pentru că nu știe, nimeni cu adevărat nu știe când se va finaliza această cădere americană pe bursa de valori americană, DAX-ul, etc. și la noi, și puteți să, pentru cei mai vechi ca și mine, care am prins 2007, eram pe bursă, da, pe 2007 și tu spuneai, este o simplă corecție, haideți să fac DCA, mai scade prețul, mai bag un ban, mai scade prețul, mai cumpăr câteva acțiuni, iar mai scade și scade și scade și scade, se termină banii și prețul coboară și, mă rog, unii sau, mă rog, nu mai contează ce au făcut alții de la etaj. Bun, haideți să vedem săptămâna viitoare ce va face prețul, dacă va coborâ, evident că avem un scenariu alternativ, un WXY. Hai să-l punem așa orientativ, doar îl punem așa, da? Hai să-l punem, hai să dăm o culoare, ce culoare să dăm noi? Dăm culoarea roșie, da. Numai că aici va fi gradul cel mai mare posibil, punem mileniu, da? Aici punem cu semnul întrebării, uite, de aceea și punem aici, astea două le punem aici. C/2, dar mă rog, ceva de genul acesta. Dacă ar fi așa, ar fi, da, WX, am avea un ABCW, un ABCX, A, B, C și C-ul va coborâ Y și undeva pe aici vom, ne așteptăm la o creștere, dar, repet, vedem. Ia să vedem cine era. Marius Norofert, Hala Norofert. Astăzi minus 1. O secundă să mă prind și eu ce e aici. Din nou linia albastră, nu avem voie să trecem peste ea, că altfel s-ar invalida absolut tot acest scenariu. Am crezut pe Norofert că sub valul 2, da, din val, acest mare val 3, ar trebui să finalizeze aici. Din nefericire, am spus că dacă prețul va sparge această linie de trend, am dat și un semnal de long, da, aici o intrare long, stop loss-ul și take profit-ul cât mai mult. Prețul n-a fost să fie așa. Ați văzut că Marea Britanie a interzis creditele ipotecare, deci nu mai au acces englezii să facă credite și lira sterlină a coborât zdravăn și bursa noastră a căzut vineri ca, nu știu, făt frumos în sens invers, da, el creștea, bursa scade, așa că vom invalida acest scenariu și haideți să vedem ce putem găsi ca și scenariu alternativ. Da, asta e. Păi, se pare că e destul de simplu. Stați să mă gândesc. Vom pune, nu tu, vom pune B-ul aici, vom pune C-ul aici, vom pune 2-ul aici. Hai să ștergem acest... Și putem din nou, parcă seamănă cu graficul anterior. Da, să mă gândesc, vin 0, A, B, C. Cred că cu Arops, da, dacă nu mă înșel, aveam parcă exact aceeași situație. Ia să vedem dacă am făcut bine, avem 1, A, B, C, 2. Am finalizat valul 2. Acest subval 2 nu are voie să treacă de valul, de această linie albastră. Valul 1, A, A, B, C, B și C, da, perfect.
Da, să sperăm că sub valul C din valul 2 să se finalizeze, ștergem această linie orizontală și să sperăm unde ești, să sperăm că prețul va crește nu spre 4, ci undeva spre acest 3. Evident că îl vom recalcula la momentul potrivit. Haideți să ștergem totul. Da? Punem și noi un 3 aici, 4 nu contează, vedem la momentul potrivit. Oricum ăsta va fi mult deasupra, cam așa ceva, cam așa. Dar mai vedem. Bun. Am rezolvat-o și cu norofertul. Da? Sper că Marius mi-a spălat păcatele în fața voastră. Așa, ia să vedem. Adrian Mardare, vă rog actualizare pe Teraplast. Am făcut-o și pasta. Domnul Gheorghe, vă salut, domnul Răducu, și apreciez în continuare pasiunea ta. Vedem roșul pe străzi în ghilimele, ne pregătim să cumpărăm sau să mai cântărim câte puțin. Eu zic să stăm cu minței. Deocamdată pe America și DAX-ul ne arată în continuare, cel puțin următoarele 2, 3, 4 zile, știu eu, luni, marți. Vom vedea în continuare roșul pe burse. Undeva săptămâna viitoare va face o corecție, să vedem cât de mare va fi. Nu recomandă, evident, să spun că trendul s-a finalizat sub nicio formă încă. Și domnul Gheorghe vrea să o actualizez câteva acțiuni gen PTR, TTS și Wine. Hai să mergem la PTR. Astăzi 7,5. Wow, de când am mai intrat pe ea? Ma mia! Dragii mei, ce să mai spun, jos pălăria, uitați ce frumos, am făcut o analiză și n-am mai intrat pe această analiză, cred că undeva din martie, dacă nu mi-aș cerut-o, eu n-am intrat, undeva în martie am dat acest semnal de long și iată că prețul a crescut, de unde am dat un semnal până aici, de 3, câte acolo, 80, 90%, 88%, habar n-am fundamental, dar nici nu mă interesează de ce a crescut. Ideea era că eu nu cunosc fundamental, nu îmi place, nu rezonez cu ea, dar iată că prețul s-a dus exact pe direcția mea, s-a oprit exact în această zonă unde am dat un target al valului 3, ceea ce s-a și întâmplat. Vom șterge această săgeată. Mă bucur foarte mult că analiza mea a fost perfectă și pe acest grafic. Cred că am făcut pe daily. Haideți să vedem. Da, să vedem puțin. Dacă prețul va coborâ, să dăm așa un... Opa, n-am vrut să fac asta. Un target al valului 4, ștergem Fibonacci și a făcut treaba. Mulțumim frumos, domnul Fibonacci. Aveam un 5 pe aici. Opa, nu-l avem. Da, cred că pe graficul de ieri era cu totul altceva. Vom pune 5-ul aici. Vom pune C-ul. Vom pune B-ul. Deci, dragii mei, pe, scuzați, pe PTR, am zis bine, de fapt, am în vedere acest scenariu pentru următoarele zile, săptămâni, poate luni, poate până la sfârșitul anului, am în vedere acest scenariu care până acum a mers spirt ca la carte. Deci mă aștept la o creștere micuță, o corecție, apoi prețul să coboare. Aici va face o fie un pattern simplu, fie o mișcare laterală. Da, care va fi în general un val 4, este un val destul de ne trebuie foarte multă răbdare și mănâncă atât răbdare cât și foarte, foarte mult timp. Prețul poate sta zile, săptămâni pe loc într-o mișcare laterală, dar la un moment dat, după o acumulare, prețul o va zbugi în sus. Dar până atunci, haideți să vedem când anume prețul va coborâ și să vedem dacă se va opri în această zonă și ce pattern va face și mai vedem atunci. Bun, tot domnul Gheorghe vrea TTS, să
era cu transportul, parcă, nu? Navale sau nu știu exact. Transport Trade Service, da. Ia să vedem. TTS. Haideți să vedem zilele următoare dacă prețul va trece sau nu de această zonă și va începe să urce. Ceva de acest gen. Aș vedea un scenariu dacă prețul va coborâ, se va invalida acest scenariu și vom căuta un, dacă prețul va coborâ, vom invalida acest scenariu și posibil să, ia să vedem. Știu eu ceva de acest gen. Am BC, deja un ABC, am aici un ABC, un ABC, să vedem, ori, ori. Ori, ori. Dacă prețul va trece de această linie care am dat-o, acesta deja o să ștergem, că nu ne mai ajută cu nimic. Da, deocamdată suntem în trend descendent, nu intrăm și pe această companie, observați că prețul deja mai mult stă pe loc, nu prea are un trend clar. Suntem pe graficul de 4 ore, pas, a spune eu, la această, la această companie, mergem la Wine. Ia să vedem ce mai fac strugurii, da? Ce mai face vinul, mamă, ce aici? Ia să vedem noi. 3, 4... O secundă să mă prind și eu. 3, A, B, C, D, E. Foarte frumos, dragii mei, ceva. Hai să vă arăt ceva ce destul de greu se vede și trebuie un ochi experimentat. Faptul că vom pune... Vom șterge absolut toate aceste... Vă arăt ceva foarte, foarte fain. Sunt convins că așa și este și va fi. Ăsta lăsăm, vom pune aici. Ia să vedem noi. O leacă de muncă mea. Ștergem absolut tot. Ștergem și acest lucru. Odată ce mi-a spart această zonă, clar că avem valul 3, dar observați o chestie frumoasă, că 4 va fi aici. Cine știe de ce am pus 4 aici, are un mare premiu de la mine, mare, mare de tot. O să șterg acest lucru. Cine ghicește de ce am pus 4 aici, evident că doar cei care cunosc foarte bine Elliott Wave. Știu de ce, because noi avem aici un... Hai, pui, mami. Eu știu că e două noapte, unu și jumate noaptea, dar las-o leacă cum vreau eu. Bravo celui care a știut. Ăsta ridicăm puțin mai sus, veți vedea și de ce. Na, îți trebuie ani de zile de practică să știi Elliott Wave, să știi teoria și să știi, să silivezi în practică. Ia să vedem frumos, nu toxic, ba nu, lăsăm așa. Avem valul 3, avem valul 4 aici, valul 4 este format, e finalizat în urma finalizării acestui triunghi. Observați că prețul a trecut de linia inferioară a acestui triunghi care mi-a unit punctele B și D. Punem D-ul aici frumos. Da? Și a spart, a coborât și ne așteptăm la ca prețul să mai coboare. Dacă merge pe time frame-urile inferioare, o să vedeți că suntem într-un subval 4 și de aici cumva zic eu că va, nu asta, acesta, da?
va coborâ puțin. Să punem un 5 aici, punem acest mare val 5 și culoarea roșie. Și haideți să vedem ce va face prețul în jurul la 8 ron, undeva pe aici 8, 7, 7 jumate, 8, între 7 și 8 ron. Iată că deja avem 30 de minute, mă apropii de finalizarea acestui video, dar voi trece prin toate comentariile voastre. Cosmin Bârlă, wow, ești forță foarte mare, acuratețe la direcții, mulțumesc frumos, Cosmine, este foarte, foarte multă muncă în spatele acestor. Poate vă se pare simplu să pun țac, pac, 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 am pus cifre și litere și culori și aia și gata, în spatele acestei lucruri, acestei, da, acestui acțiuni, este enorm de mult lucru și mii de grafice de vizualizat. Așa, Daniel, mulțumiri, Viorel Mănescu, mulțumim Răducu, Dragoș, mersi, mersi și eu, Dragoș, Iordache Lucian, o analiză pe Milk. Hai să mergem pe Milk. În sus. Cobor în sus, Luceafăr drag. Ia să vedem noi ce avem noi aici. Da, mă așteptam ca valul 4 să urce o leacă, măcar conform teoriei, dar se pare că nu s-a putut, deoarece vânzătorii au fost foarte furioși și nu au mai avut putere, cumpărătorii nici atât, așa că punem 4 aici, C-ul aici. Observați că direcția a fost dată încă de undeva din, cine știe, din septembrie, sau poate că n-a făcut undeva prin august, astfel încât această săgeată roșie va veni așa. Punem 5-ul aici, punem culoarea verde și să sperăm că undeva în jur de, hai să vedem, 5 ron, să vedem ce va face prețul. Da, vom închide un val A, un B și un C, vom vedea peste câteva săptămâni, luni, deocamdată, cel mai important este să vedem finalizarea acestui val 5, deși aici trebuia să punem noi ceva mai mărișor, măcar un millennium. Acesta punem mai micuț, parcă măcar așa e mai frumos. Dăm zoom mare, deși el este foarte lung. Ia să vedem noi. Da, perfect. Suntem clar într-un trend descendent de când probabil a fost listat, sau cel puțin de când este, mi-a apărut pe această platformă din 6 octombrie 2021. Așteptăm finalizarea lui, așteptăm acea, hai să punem așa, această săgeată are rol și de linie de trend dincolo de direcție. Haideți să vedem o întoarcere a prețului, o corecție și iar o urcare și atunci avem certitudinea că prețul s-a descendent, s-a finalizat. Deocamdată suntem clar în trend descendent, dar suntem cumva, din punctul meu de vedere, la final de trend. Vom vedea săptămâna viitoare undeva, ia să mă gândesc, știu eu. Hai să punem așa, la acest 2.61, n-am nici trecut în spate. Deja am și ajuns la 2.61. Haideți să vedem ce va face prețul. Aici avem un subval 3, o corecție în subval 5. S-ar putea... Na, vom vedea. Azi deja este joi. 1.21 noaptea. Vedem săptămâna viitoare, că nu știu chiar cu adevărat cine va fi interesat de această companie. Sper că n-am omis pe nimeni. Ia să verificăm încă o dată. Da, nu cred că am omis pe cineva, așa că, dragii mei, vom finaliza acest video. Dacă sunteți noi pe acest canal și pentru prima oară ați văzut acest video și vă place stilul meu și aveți o altă sursă de inspirație, vă invit să vă abonați apăsând pe acest buton roșu la abonează, apoi
dați click pe acest clopoțel ca YouTube-ul să vă anunțe ori de câte ori eu postez un nou video. Da? Cine dorește și vă rog frumos să îmi dați un like apăsând pe acest buton și pentru cei care consideră că merită ca efortul meu de acum la ora 1:30 noaptea să fac un video pentru voi, să apese pe acest butonaș și să facă cinste cu o bere, da, apăsând sau cum spune aici, cumpărând o super mulțumire care să susțină direct analiza tehnică BVB. Mulțumesc frumos anticipat. Dragii mei, vă doresc o zi de joi și un weekend minunat. Spor la bani, nu vă urez, de-abia aștept anul viitor pe opțiuni. Acolo putem câștiga bani și pe long și pe short. Până atunci să fie cât mai verde, da, pe burse. Pace în lume și toate cele foarte bune. Ne revedem cu bine la următorul meu video și dacă dintre voi nu ați văzut acest ultim video cu SNP, vă invit acum să îl urmăriți. Numai bine!